Bună dimineața! Another day of sun! Nu chiar așa însorit astăzi. Bine v-am regăsit la Exagerat de Morning Show, care nu mai este aproape nici morning, nici exagerat în niciun caz. Doar că fanii furibunzi ai acestei, nu știu cum să-i spun, încercări video ale mele, mi-au scris de peste tot să mă întrebe: vai, dar n-ai mai postat nimic, ce s-a întâmplat? Păi, în primul rând că am avut și eu noroc, nu m-am mai trezit dimineața la ore de alea nebune, 3:30-4. Și atunci m-am gândit că, na, nu mai e exagerat de morning, deci nu mai fac. Doar că am primit mesaje din Egipt până în Canada, de la roșiori până la tecuci, că oamenii sunt curioși să vadă ce mai trece mie prin cap. Așa că m-am gândit să fac și astăzi un episod, sau cum naiba să zic. Așa, subiectul acestei zile încă este ce s-a întâmplat ieri, și anume că s-au deschis școlile. Acum, sincer să fiu, mie nu prea m-a interesat așa că a început școala. De ce? În primul rând că n-am copii de dus la școală. Doi, eu încă sunt în faza aia în care încă mă bucur că nu mai merg la școală. Adică, pe bune, pentru mine începutul școlii era o dramă, că trebuia să merg eu la școală. Acum, după atâția ani de școală, am scăpat, deci sunt foarte bine sănătos. Totuși, există și un element tragicomic în începerea asta școlilor, despre care aș vrea să discutăm astăzi. Nu știu dacă ați văzut și voi. Bine, la noi în țară totul e tragicomic, adică ți se pare așa o aberație și o tâmpenie și o nenorocire, pe care te umflă râsul și pe aia te enervezi la loc și zici: băga-mi aici picioarele, astea. Nu știu dacă ați văzut filmări și poze și nu știu ce, că toate televiziunile de știri, bineînțeles, că au dat începuturile de an școlar de peste tot. Băi, erau câteva personaje aproape standard în fiecare curte de școală din țara asta. În primul rând, primarul sau un politician, mai mic sau mai mare. Dacă ești pe la București, putea să vină și președintele țării, dulapul vorbitor. Dacă erai la țară, venea primarul din comun. Asta e. Bun. După care, polițistul. Băi, era un polițist. În majoritatea pozelor era un polițist acolo. Nu știu ce căuta polițistul, ce făcea, dădea o amendă? Bun. Cine mai era acolo? Popa. Bă, popa. Popa, preotul, adică îmbrăcat în popă, cu crucea în mână, era și el la școală. Bineînțeles, directoarea și, poate, în cel mai bun caz, un profesor normal. Eu aș vrea să luăm pe fiecare parte din acești oameni, să discutăm un pic despre ei și de ce eu cred că este o prostie uriașă să se ducă ăștia în curtea școlii. În primul rând că toți reprezintă autorități. Pe bune, deci primarul ce reprezintă? Autoritatea publică locală, așa îi spune. Adică l-au ales oamenii să aibă grijă de oraș. Păi, bă, primare, ce bașcheții mei cauți tu în curtea școlii? Sau, bă, președinte, de la consilier local la președinte, ce căutați voi în curtea școlii? Că n-ați făcut nimic pentru copiii aia. Bă, dar nimic, adică președintele se duce: da, da, guvernul e de căcat, dar eu stau aici de 5 ani și nu fac nimic, că asta zi eu lemn. Așa? Primarul se duce și se lingușește: bă, păi, sunt alegeri și anul ăsta și anul viitor și am mai vopsit și noi o ușă, am mai reparat un acoperiș, bine, tot cu firmele noastre ale primăriei și ale băieților cu care facem și noi pe aici combinațiile. Deci politicienii se duc acolo de pomană, frate, doar pentru ca să alegeri. Deci fix, ei se duc să mai fraiască niște oameni să le ia voturi. Acum îmi recunosc și eu o parte de mini-vină. Am fost și eu deputat și m-au trimis și pe mine, m-a trimis partidul în curtea școlii. Băi, vă rog să mă credeți, mi-era o rușine de nu mai puteam. Și ca să inventăm și noi un pretext acolo, că am vorbit cu colegii mei cu care lucram și am zis: bă, fie, dacă tot mergem, măcar premiem cei mai deștepți copii. Nu știu, și am întrebat și noi: băi, la noi la școală, la școala la care vreți eu să merg, care sunt cei mai buni copii? Avem și noi 2-3 olimpici? Da. Le-am luat câte o tabletă cadou copiilor și am zis: bă, uite, eu susțin performanța, bravo vouă, olimpicii primesc câte o tabletă din partea noastră, mulțumesc, vă pup, papa. Măcar atât, adică, pe bune, mi-era rușine. Bun, după care, cine mai e acolo? A, polițistul. Bă, polițistul de cele mai multe ori este gras și dezlânat. Poate dacă ai noroc să și scobește în nas sau în fund în timp ce stă acolo. Bă, ce treabă are polițistul? În primul rând că polițist și școală, adică în sine această construcție este un anacolut. Bine, acum apare că-s mai deștept decât sunt, dar nu e. Adică, bă, nu, eu prea am văzut polițiști cu școală. Deci, dacă deschide gura polițistul, sunt 99,99% șanse să vorbească incorrect limba română, pentru că așa sunt polițiștii. Deci s-a săvârșit o infracțiune, polițistul e fericit și ai tot. Și în principiu polițiștii, nu vă spărați pe mine, nu-s deștepți. Hai ca să nu mai vorbesc. Bun.
Dar și ăsta reprezintă o autoritate. Ce o să le spună copilor? Să nu treceți strada prin loc nepermis, să vă ascultați părinții, să nu fumați, să nu vă drogați, pentru că eu sunt un polițist, siguranță și încredere. Du-te, bă, cu siguranța și cu încrederea ta, ești rușine și satiră ce ești tu. În fine, bun. Popa. Până Popa, pe bune Popa, adică statul român este un stat bisericesc mai nou? Pe bune, adică ce caut? Bă, Popa să cânte în biserică. Sigur, n-am nimic cu oamenii credincioși. Bă, și eu cred, dar cred în sinea mea interioară, în forul meu intim. Nu trebuie să umple Popa la școală. Ce să vină cu cartea de religie și să zică, copii, dacă nu vă faceți cruce când treceți prin fața bisericii, vă bate Dumnezeu. Hai să vă spun o chestie deșteaptă. Noi în liceu am făcut o hârtie, toți din clasă, dar absolut toți, și am spus că noi nu ne-am hotărât dacă suntem credincioși sau atei și nu dorim să facem religie. Și ce credeți? Am fost singura clasă din tot liceu, din toată istoria liceului, care nu a făcut religie, frate. Deci nu ne-am făcut religie, pentru că n-am vrut. Nu mi se pare normal. Băi, la liceu să fac religie. Eu la liceu sunt curios să învăț știință. Pe bune, corectă, nu religie. Religie mă duc eu așa, mă rog, duminică la biserică, pun o lumânare dacă vreau. Dar nu-mi băga tu religia pe gât, băi, statul român, că nu suntem stat bisericesc. Bun. Directoare. În 99%, 99,99, perioadă 99,99,99, ca să nu zic 100%, că sigur se trezește unul să spună că ea nu e pusă, directoarele de liceu sunt puse de partid. Bă, și directoarea de liceu, de la pusă de partid, și ai o tută. Că nu e nici cea mai bună profesoară, e aia care e pe la liceu, acolo și pe care o pune partidul. Bun. Aia ce să spună? Mulțumim, doamne președinte de la partid! Mulțumim, domnule primar! Mulțumim, domnule consilier local! Mulțumim, domnule președinte! Mulțumim! Pentru că ea pupă ce are de pupat ca să-și păstreze locul. Bun. Doamne ajută, doamne, doamne ajută, îmi fac și cruci. Bă, să spună un profesor ceva, să fie un profesor de la mișto, care să învețe pe copii că e mișto să înveți. E, prin urmare, pe mine m-a întristat foarte tare treaba asta când am văzut acest circ de personaje tragicomice la deschidere de an școlar. Da, mă, stai liniștit că e un autobuz aici care ia curva pe 6 benzi. Pentru că toți ăia au avut scopul și menirea și rolul să sperie copiii, mă. Deci eu mă tem că i-au speriat copiii, din păcate. Și în loc să le spună, bă, copii, să înveți e mișto, veniți la școală pentru că veți descoperi lucruri geniale pe care nu vi le spune nimeni. Pentru că dacă învățați bine, nu știu, vă faceți piloți, nu știu, oameni de afaceri, veți, nu știu, veți putea vedea lumea, veți cunoaște lumea, veți călători peste toată lumea asta. Nu, mă, ei se duc acolo cu diferite forme de exprimare a autorității să încalece pe aia mici. Și bă, copii, vă rog eu frumos, mergeți la școală, că dacă nu mergeți la școală, vă faceți polițiști, mă. Asta e faza. Vă pup, papa, că am ajuns. Piesa de astăzi se numește Another Day in the Sun, din soundtrack-ul filmului La La Land. Toma se termină acum, dar stați liniștiți, că mai ascultăm. Între timp trebuie să intru și eu aici, că am ajuns la parcare. Am ID de ăsta de parcare. Ia auzi. Hai să cântăm. Vă recomand și filmul și melodia. Sunt bestiale amândouă. Antaram pam 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 pam. Ce zici, nu se mai zice bariera. Copii, mergeți la școală, bucurați-vă că e mișto să înveți. Mergeți în excursiile cu școala. Pupați-vă colegele, trăiți viața frumoasă, frumos. Lăsați popii și polițiștii și primarii că-s plicticoși și majoritatea bătuți în cap. Vă pup, pa, pa!